Bună seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit. Îi spunem bună seara invitatul nostru în studio, domnul Constantin Aninoiu, analist politic. Bună seara, bine ați venit sau bună bine ați seara. Revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Domnule Aninoiu, între timp apele au început să se tulbure în politică, nu numai la nivel național, ci și la nivel local. Faptul că, iată, ne apropiem cu pași repezi de această campanie electorală, unii politicieni sunt în precampanie mai deja de mult timp. Da, domnule, au intrat, au furat startul. Așa. Cum vedeți dumneavoastră această acest lucru, faptul că parcă în ultima perioadă politicienii nu mai știu să-și expună în mod public proiectele, ce vor să aducă pentru cetățeanul de rând. Pur și simplu deja am văzut în ultima perioadă, cel puțin la nivel local, o ieșire la rampă a unor declarații destul de bizare, a unor declarații care sfidează pe undeva bunul simț. Sunt normale sau nu? Foarte interesant observația dumneavoastră. Tot încercam să găsesc cuvintele astfel încât să nu intrăm în același... Da, foarte interesantă observația dumneavoastră și, sincer, foarte pertinentă. În ultima perioadă de timp asistăm la o chestie foarte interesantă din punctul de vedere al partidelor și asta pentru că nici unul dintre partidele politice existente astăzi pe șichierul politic, și mă refer la partidele parlamentare, n-a venit în fața populației cu un program, și m-aș referi cu un program de lungă durată, care să îmbine dezvoltarea economică, mă refer, sau dezvoltarea macroeconomică a acestei țări, extinderea și dezvoltarea autostrăzilor, mă refer, a căilor de comunicații, și aici am în vedere atât că căile ferate, am în vedere pasajele rutiere, poduri, autostrăzi, cât și extinderea pe calea aeriană. Și aici, când spun acest lucru, m-aș referi la înființarea de noi aeroporturi. Doamna Irina, am văzut un reportaj foarte interesant, pentru că este cu preponderență această țară mare, care se numește China astăzi, pe toate posturile locale și naționale de televiziune. Și o statistică foarte interesantă spunea că în anul 2019 au construit 18.000 de kilometri de autostradă, că au făcut 101 aeroporturi, atenție, într-un singur an, că au făcut 1200 de poduri cu peste un kilometru lungime și restul nici nu mai contează să vă mai spun. Și atunci, plecând de la această premiză și plecând de la ideea că noi suntem un popor care astăzi avem 200 de miliarde venitul intern brut, deci produsul intern brut al României este 200 de miliarde, 195 ca să fiu mai exact, nu văd cum, Doamne iartă-mă, nu putem să întreținem o cale ferată pe care în fiecare zi deraiază un tren, nu putem să terminăm o autostradă începută în urmă cu foarte mulți ani și cu cheltuieli exorbitante, facem kilometru de autostradă pe, eu știu, pe câmpie mai scump decât îl fac alții cu tuneluri prin munți, avem o companie aeriană la nivel național neperformantă, nu reușim să mărim niciun aeroport din România și întrebarea este de ce? Toată lumea se întreabă de ce. Vedeți dumneavoastră, la un moment dat, aceste pomeni electorale pe care unele partide care s-au aflat la putere le-au avansat pentru o anumită categorie de cetățeni ai acestei țări, a creat o falie extraordinar de mare. Au creat această falie care, și falie care astăzi, încercând să o îndrepte, și vă dau exemplu, nu știu, Partidul Național Liberal a încercat să armonizeze într-un fel sau altul stabilitatea între cetățenii angajați la stat și cetățenii angajați în mediul privat, atât în ceea ce înseamnă salariile, cât și pensiile. E firesc atunci când îi dai unui om, e bucuros și el și familia, e bucuros, te saltă în slăf, te laudă, îți ridică ode partidului, atunci când iei, situația e foarte gravă și vedem astăzi situațiile de protest existente în justiție în mai toată țara, începând de la grefieri, procurori și terminând cu judecători, o situație atipică și, sincer, în neconsonanță cu statutul, ca să zic așa, de magistrat. Mai mult decât atât, vedem situațiile tensionate cam în toate ramurile de activitate, mai puțin în ceea ce înseamnă funcționarul de stat. Mai vedem un exod incredibil de la privat către stat, mai vedem că s-au strâns deja 1.500.000 de funcționari publici
la 4 milioane și jumătate de muncitori, pentru că cei care muncesc în țara asta efectiv sunt 4 milioane jumate, și la fiecare 3 cetățeni avem în spate un funcționar public care ne ține evidența, ne face căi ferate, poduri, are grija noastră prin prisma armatei, poliției, jandarmerii, deci fiecare al treilea cetățean, deci are în spatele lui un funcționar public care îi asigură ziua de mâine, care îl face să se simtă mai fericit și care îl face să se simtă mai protejat în țara lui. Credeți că sunt prea mulți bugetari? Nu, eu sunt foarte direct. Bugetari în țara asta ar trebui să fie 800 de mii, maxim. Deci maxim 800 de mii și atunci, sigur că da, această țară ar fi viabilă din punctul de vedere sau al raportului angajați la stat în funcție de veniturile pe care statul român le poate realiza. Eu vreau să fac acum o anatemă. Păi dacă în 1989 erau 26 de milioane de cetățeni în România și existau 820 de mii de funcționari publici și nu exista un calculator pe la nicio instituție, cam ce am făcut noi după 1989 când am retehnologizat, am rebranduit, am cumpărat, avem tehnică IT de ultimă generație, mâine, poi mâine 5G, adică cea mai rapidă tehnologie a lumii și de fapt am dublat numărul funcționarilor publici. Nu văd ce am realizat. Să ne întoarcem înapoi la calculatorul de birou și la creionul pe care contabilul își făcea statele de plată ca să revenim la cei 800 de mii? Indiferent că se ascunde sau cine se ascunde după degetul lui, indiferent că vrea să se fure singur, la un moment dat se va ajunge ca această țară, să nu vă închipuiți că cei de europeni sunt nebuni cumva la cap atunci când au atras atenția că România riscă și se îndreaptă cu pași repeți către o țară în care un deficit bugetar excesiv. Deci să nu vă gândiți că oamenii aia sunt cumva deplasați și nu privesc lucrurile așa cum trebuie să le privească. Nu. S-a făcut o sinteză și o analiză foarte exactă pe ceea ce înseamnă cheltuielile și veniturile României pe produsul intern brut al acestei țări și s-a ajuns la concluzia că deficitul de cont curent este unul excesiv și că dacă nu se trezesc la realitate și nu vin cu o nouă teorie în ceea ce înseamnă pensii, salarii, cheltuieli. Și mai spuneam acest lucru atunci când la conducerea acestei țări, guvernul acestei țări era reprezentat de domnul ministru Boc, cu un an înainte sau cu un an și jumătate, spuneam același lucru, că România se îndreaptă spre o prăpastie, că aceste cheltuieli deșănțate și necontrolate vor conduce la tăierea pensiilor și salariilor, ca să se întâmple după un an. Ei, acum spun același lucru, că în acest rid, dacă se merge în acest rid, nu durează o jumătate de an sau un an și va trebui obligatoriu să se opereze tăieri de pensii, de salarii, tăieri bugetare. Cu toate acestea, dumneavoastră știți că ne aflăm în an electoral. Toată lumea așteaptă mărirea pensiilor de alocații, nici nu vreau să mă mai gândesc, pentru că întotdeauna copiii sunt lăsați deoparte. Și iată ce a declarat ministrul demis al finanțelor, Florin Cățu, a susținut pe un post național de televiziune că dumnealui ar susține varianta acordării unor vouchere în loc de alocații, fiindcă astfel acestea ar putea fi folosite doar pentru anumite cumpărături în interesul copiilor. Acum, nu știu dacă aceste vouchere ar însemna automat și creșterea aceea promisă, da, de dublarea alocațiilor. Acum, haideți să fim serioși. Domnul Anino, eu nu pot să crești un copil cu 3 milioane pe lună. Categoric. Cu 300 de lei. Categoric. Și sunt la sentimentul dumneavoastră. Este exclus să poți să crești un copil cu 300 de lei pe lună. Dar vreau să mai spun ceva. Eu nu sunt avocatul lui Cățu. Dar ministrul Cățu are dreptate. Păi dumne, dacă n-am prevedere bugetară pe această creștere și această creștere s-a votat după ce s-a votat bugetul acestei țări și n-am prevedere bugetară, păi Cățu dacă dă un leu sau dacă majorează aceste pensii cu un leu, se duce la pușcărie minutul 1, secunda 2. Motiv pentru care ar trebui foarte frumos ca parlamentarii să-și așeze la masă, să voteze o lege în acest sens și nu o ordonanță de urgență și atunci, fără niciun fel de problemă, la prima rectificare bugetară să prindă sumele în buget dacă au de unde, atenție, dacă au de unde. Și atunci, fără doar și poate că ar fi o prioritate națională. Copiii, spun eu, că sunt primul lucru, care sunt cei care trebuie protejați, înainte de orice. Abia după aceea trebuie să ne gândim. Dar nu pare că nu avem nicio treabă cu copiii. La noi copiii în România încă nu sunt prioritate națională. Nu sunt prioritate națională pentru că, așa cum vă mai spuneam într-o emisiune anterioară, doamna Irina, oamenii ăștia n-au ieșit sau n-au călcat cu un pas în afara țării să vadă cam care este protecția socială realizată de Italia, de Germania, de Anglia,
de, eu știu, țările nordice. Spuneți acești oameni, la cine vă referiți? Când spun la acești oameni, mă refer la factorii decidenți și mă refer la factorii decidenți din punct de vedere politic. Pentru că să nu vă închipuiți dumneavoastră... Se plimbă. Atenție, eu nu vă spun că trebuie să în stațiuni. Sau în concedii, că dacă te duci în concediu sau în stațiune și nu deschizi o ușă la nicio instituție din statul respectiv, categoric, ești la plimbare pe acolo. E firesc că n-ai ce căuta și nici n-ai ce învăța. Bine, dacă treci pe banii statului. Dacă te duci vă uitați doar pe site-ul Camerei Deputaților. La capitolul plimbări și la capitolul cheltuieli, din punctul ăsta de vedere, stăm nu bine, stăm extraordinar de bine. Atunci, dumnealor, nu cred că ar trebui să se ducă la băi termale în statele pe care le vizitează, ci exact în aceste schimburi de experiență exact pe care vorbiți. Exact asta vreau să sugerez, Airea, pentru că nimeni nu întreabă când vine înapoi ce au văzut, cu ce experiență nouă au venit de acolo, ce pot implementa în România, ce lege pot modifica pentru a veni în interesul cetățeanului. Doamne, când spun acest cuvânt serios, vorbesc la anumiți politicieni, cred că au urechile astupate. Când aude interesul cetățeanului, au o problemă majoră. Mai ales o anumită facțiune politică care nu văd decât bani și funcții. Nu există nimic pentru ei decât bani și funcții. Vedeți dumneavoastră, această hoardă de politicieni care nu vor decât bani și funcții, nu vor lucra niciodată în interesul cetățeanului, nu vor fi niciodată buni patrioți, nu vor lucra și nu vor vota și nu vor edita legi în interesul acestei țări. Pe acești politicieni despre care vorbiți dumneavoastră. Doamnă, sunt foarte mulți, pentru că eu am cunoscut foarte mulți din ei. Ei, din păcate, nu pot să treacă de corul de aplaudați ai partidelor. Există un așa numit for la nivelul unui județ, la nivelul unei țări, iar oamenii ăștia care vă spun eu de ei sunt întotdeauna rândurile 2 și 3, pentru că nu se complac în mocirla în care se complac cei din rândul 1, în general. Și în general, prin rândurile 1 sunt oamenii care președintele partidului vine cu ideea lui, nu există să o combată cineva, că dacă o combate a doua zi nu mai este prin birou permanent județean, este pe la și alții. La fel se întâmplă și la nivel național, președintele partidului, și eu credeți-mă că am tot făcut parte de 28 de ani de prin toate partidele și vă spun exact ce se întâmplă, nu îndrăznește nimeni să-l contrazică și atunci de aceea se întâmplă ca factorul politic să nu fie de fapt decident, ci numai o persoană să fie decidentă. Toate deciziile la nivelul acestei țări le ia președintele partidului care se află la guvernare în momentul respectiv, în mare. Și cu asta cred că am spus totul. Din păcate, Parlamentul României nu se va rebrandui și nu va fi o politică coerentă și nu va fi un vot adevărat decât atunci când peste jumătate din parlamentari vor fi independenți. Atunci când peste jumătate nu vor depinde de un partid politic și vor vota cu mâna pe inimă și pe propria conștiință și vor reprezenta cu adevărat interesul cetățeanului, care l-au trimis în Parlamentul României pe un morman de bani cu secretară, mașină și enci pe mii de variante și de avantaje și de pensie, specială, iertați-mă că uitasem de acestă, muncind foarte mult, vă dați seama, 3 zile pe săptămână să stai câte 2 ore în Parlamentul României, adică te și stresezi la un moment dat și îți trebuie pensie specială din punctul ăsta de vedere și după această muncă extraordinară, sigur că trebuie să ieși la pensie, eu știu, după 1, 2, 3 mandate și de fapt tu să nu faci nimic, să fii un inexistent prin Parlamentul României. Eu cunosc parlamentari, eu, care au 2 sau 3 mandate, pe care nu știe nimeni. Dacă îi arătați la televizor și întrebați 100 de oameni, nu-i cunoaște nimeni, că nu i-a văzut niciodată. Să întrebăm 100 de români. Mă mir de ce în emisiunea aia nu întreabă odată dacă îl cunoaște parlamentarul de, nu știu, de Suceava, nu mai dau exemple. Vă dau un exemplu. Aș putea folosi câteva nume și din Gorj. Și din Gorj, aici mă pregăteam să... Exact, aș putea folosi și de câteva nume și din Gorj, pe care oameni care au ajuns în Parlamentul României de-a lungul timpului și pe care nimeni nu i-a văzut niciodată. Ce ne puteți spune acum? Cum îi percepeți dumneavoastră? Politicienii din Gorj au o mare problemă. O foarte mare problemă, indiferent din ce partid provin. Pentru că această gură de aer care se numește CEO, Combinatul Energetic Oltenia, intră într-un declin. Și intră într-un declin pentru că nu au bani deocamdată să plătească acele certificate verzi. Domnul Ninuiu, că este un politician, acuză, intră în declin. Este celălalt, spune, nu e adevărat, nu intră în declin. Și tot așa, lanțul slăbiciunilor. Doamna Irina, dacă cineva crede că salvează CEO doar pentru faptul că s-a găsit oportunitatea să se mai împrumute un miliard 200 de milioane pentru a cumpăra pentru un an aceste certificate verzi, se înșală și glumesc pe spatele lor. Dacă cineva crede că oamenii care au un pic de materie cenușie înghită această nebunie, e numai pe spatele lor. Doi,
Nu știu cum se întâmplă că avem și societățile astea non-profit, ONG-uri care atacă prin tot felul de instanțe de pe la București, ONG-uri care se ocupă cu mediul. Și fac niște chestii foarte frumoase, în sensul că frumoase cu ghilimele de rigoare, în sensul că după ce realizăm 95% din hidrocentrala de pe defileul Jiului și cheltuim 180 de milioane de dolari, de euro, din banii noștri ai românilor, pentru că nu este un aport european, vine un ONG și spune că moare vipera de sete pe o distanță de 5 km. Păi vedeți? Când nu e apa aia. Doamne, eu cred că moare de sete. Ce nu știe individul și ce n-a știut probabil instanța de la București care a dispus această încetare a lucrărilor, această suspendare, n-a știut că există un surplus de apă, de avarie, care va circula întotdeauna, nu se va opri apa niciodată pe defileul Jiului. Dar mai mult decât atât, la banii care se vehiculează și care vor fi, care vor produce această hidrocentrală, de care românii se vor bucura, puteam să le punem la vipere niște adăpători din aur. Cumpăram 1000 de adăpători din aur și puneam la toate viperele de pe defileul Jiului și rezolvam problema. Dar iată mai că trist, problema nu este mai trist este, și ați văzut ascultați-mă ce e mai trist. Mai trist este că nemții finanțează acest ONG, adică băieții își umplu buzunarele cu bani din Germania. Da. Germanii construiesc la ora actuală o termocentrală versus rovinari, adică cu aceeași putere, tot pe cărbune, deci vor folosi aceeași termocentrală, dar pe noi, un ONG care, sigur, finanțat din afara țării, ne obligă cu concursul direct al magistraților români să închidem anumite mijloace de producție și mai ales ceea ce înseamnă sistemul energetic al acestei țări. Eu vă spun două lucruri. Dacă se închide termocentrala Turceni și Rovinari, vom fi nevoiți să importăm curent în cantități industriale. Eu vă spun că vecinii noștri sârbi construiesc la ora actuală termocentrale, și spun la plural, pe cărbune, tocmai pentru a livra în România, pentru că cred că unii dintre ei știu că se vor închide, nu pot să-mi dau seama. Deci cu perspectiva de a livra în România energie electrică și există căile de a livra în România această energie, dar bineînțeles că ei sunt, la vă dați seama, la vreo 250 de metri peste Dunăre de noi, ei poluează la ei, nu la noi. Noi poluăm din Rovinari, nu avem nicio treabă, sârbii poluează la 250 de metri o să facă termocentrala și poluează numai la ei, noi nu, că noi suntem în Uniunea Europeană. Și atunci devenim cam ce spuneau acum 20 de ani, rațiu, ce spuneau marii politicieni ai vremurilor, că mai devreme sau mai târziu România se îndreaptă spre o piață de desfacere la care vor concura toate marile puteri europene. Păi, și dacă nu se pare că am ajuns acolo, da, se pare că cu concursul direct al politicienilor români am reușit să închidem 1864 de mari fabrici și uzine în România, începând din 1989 și până acum, să nu punem aproape nimic în loc și singura industrie care s-a dezvoltat este industria auto prin prisma acestei firme de la Pitești și această firmă de la Craiova. În rest, nu excelăm la niciun alt capitol. Am vândut tot ceea ce înseamnă petrol, gaze naturale, transport energie, transport gaze la cetățeni, la firme și la entități străine, deci suntem interdependenți de acestea. Comunicațiile și telecomunicațiile le avem din nou vândute. Mai nou, sigur că da, am vândut și gazele de la Marea Neagră, dar și aurul, platina, vanadiu și toate bogățiile țării care se găsesc pe undeva pe la Roșia Montană și pe care noi, de 20 de ani, deși avem rezerve nelimitate, ca să zic așa, nu reușim să le exploatăm și ajungem la acea veche... Păi dacă nu putem, domnul Aninoiu, ce să facem? Nu, doamnă, trebuie nu se poate. Nu, cineva le pune bețe în roate. Și intenționat, Cine, numai politicienii, să nu credeți că pleacă din altă parte. Doar politicienii, acei oameni, cu poziția ghiocelului și cu capul plecat, care în fiecare zi să trăiți, am înțeles, care n-au curajul răspunderii, n-au curajul să spună nu, n-au curajul să-i spună președintelui partidului, bă, nu se poate și ești diletant în condițiile în care să vrei să faci asta, pentru că, ce să vă spun, doar nu dau examen să ajung acolo, vă dați seama, cine ajung, toți lipitorii de afișe, toți, 70% e grav ce-i pe acolo, înțelegeți? Ar trebui și aici o selecție, până la urmă, sincer, ca totuși să fii unul dintre deputații României în care participi la sistemul legislativ al acestei țări, ar trebui să ai o oarecare înclinație spre acest domeniu, să ai ceva în spatele tău, să fii un om integru, să nu ține nimeni în cont. Dar e important să te iau, nu știu, aruncă pe listă, depinde numai câți bani ai. Deci ca să fii selectat pe acolo, depinde doar de suma de bani de care dispui.
Nu știu să vă spun că n-am fost președinte de partid niciodată, se vehiculează sume așa de peste 100.000 de euro, dar mă rog, eu nu... Asta pentru posturi de deputat, da, nici nu înțeleg, sincer, să dai atâția bani și să te duci la servici 4 ani și să nu iei salariul atâta. Deci salariul e mai puțin decât dai. Aștia sume vehiculate neant, n-am pe cineva expres să spună, domnule, știi, atât am dat sau i-am dat lui Gheorghe sau lui Vasile sau lui Ion. Dar nu asta e important. Ideea este că selecția ar trebui să fie una destul de drastică, să fie una... Dar chiar și așa, nu se face nimic. Noi ne plângem. Bun, poate este bună pe undeva și o colaborare cu străinii, da? Eu nu contest. Dar pentru noi, dumneavoastră ați văzut că avem și în sângele nostru al românilor acea bucurie de anul muncii, de las că merge și așa, e bine și așa, ne descurcăm, uite, am copilul, am mama, am soacra, ce se mai întâmplă, nu știu, am soțul, soția, e plecat dincolo la muncă, sau îmi trimite bani, sau mă duc eu acolo și lasă că trăim. Până la dânși bătrâni fericiți. Există și varianta asta, încă o dată vă spuneam, dar totuși cei care au plecat peste hotare, da, la muncă, nu ne mai pasă nici celor care au rămas, așa este, pentru cu că toată familia, nici cei care sunt rupți între ei, li se pare pe undeva ceva firesc? Suntem așa într-un somn, într-o letargie. Vă spun încă o dată, ce se întâmplă cu noi? Sunt și oameni cărora le pasă în țara asta. E adevărat că o mare parte din oameni, încă o dată vă spuneam, și mă refer la, vă refer la milionul ăla și jumătate de funcționari publici care o duc extraordinar de bine, după aceea urmează o mare parte din societățile comerciale care o duc foarte bine. Sunt oameni care sunt plecați în afară și care și-au îmbunătățit traiul prin, efectiv prin munca lor, dar vreau să fac o acoladă. Deci cei care au ajuns afară, ascultați-mă, cei care au ajuns afară și-au dat seama că singura jmecherie care poate fi făcută la ora actuală e munca. De bine, acolo afară nu te plătește nimeni dacă nu muncești. În România, așa cum spuneați și dumneavoastră, încă se mai practică și se mai spune merge și așa. Ei bine, să știți că în viitorul apropiat nu va mai merge și așa, decât dacă se perpetuează această modalitate haotică. Adică și când spun haotică, mă refer la toate structurile statului, pentru că nu există un control sub nicio formă, nici pe verticală și nici pe orizontală. Oricine face ce vrea, nu este tras la răspundere sub nicio formă. Iar ambiguitatea legislativă și apărarea, ca să zic așa, a unor oameni prinși prin anumite funcții și nu mai pot să mai iese de acolo decât cu picioarele înainte sau la pensie, pentru că nu mai poate schimba nimeni, legislația fiind aproape impenetrabilă din punctul de vedere al angajatorului. Deci nu mai poți da afară, când ai pus un angajat, un funcționar public, este nu greu, este exorbitant de greu să-l mai dai afară. Adică s-a încercat atâtea schimbări pe funcții și în momentul în care ajung în instanță sunt puși la loc, pentru că legislația este permisivă, este în favoarea lor 90 sau 95%. Și atunci angajăm în continuare, angajăm, înglodăm acest sistem în continuu, în, bineînțeles, salarii extraordinare, sunt salariile care se plătesc la nivelul, de la nivelul acestui produs intern brut, și în locul acestor salarii și pensii nu punem nimic. Doar omul care se bucură, sigur că da, că i s-a majorat artificial pensia sau salariul. Trist, știți ce este, doamna Irina? Este foarte trist că, nu știu, s-a crescut salariul medicilor. N-am văzut totuși o schimbare radicală a poziției tuturor medicilor din țara asta din momentul în care salariile s-au făcut unele foarte decente. Raportat la veniturile salariale din România, eu mă așteptam ca medicii din România să nu mai ia niciodată 5 lei de la nimeni. Mă așteptam ca ceilalți care lucrează sub ei să nu mai ia niciodată o ciocolată de la nimeni. Așa cum se întâmplă în afară. Dacă duci cu o ciocolată la o asistentă sau la un medic, îi se pare atât de jignitor încât te scoate afară din cabinet. Mi s-ar părea ca să se încline atât de mult asupra bolnavului și să-și exercite cunoștințele profesionale și să le aplice cu atâta aplomb încât să facă tot ce-i stă în putință pentru a-l salva. Din păcate, ești tratat cu aceeași indiferență, eu nu spun în toate cazurile, dar în majoritate ești tratat cu aceeași indiferență cam prin toate punctele pe unde te duci, că-i spitale, că finanțe, că pe unde te duci, ești tratat cu aceeași indiferență și nimeni nu încearcă... Din punctul nostru de vedere, s-ar echilibra acest sistem privat-stat? Din punctul meu de vedere, da. Și vă spun de ce. Adică, ordonanța de urgență care s-a dat pe problema sănătății, să știți, noastră, din punctul meu de vedere, eu privesc cu optimism. Și să vă spun de ce. Va crea o concurență. Oriunde există concurență, există, fără doar și poate, și performanță. Omul se poate orienta. Mă duc la medicul de la stat dacă știu că este un medic bun, dacă știu că mă tratează, dacă nu mă duc la privat.
ce se întâmplă în viitorul apropiat. Se vor închide probabil 50 de secții, dacă nu se mai duce nimeni. Și numai Casa de Națională de Sănătate nu mai decontează prestările de servicii care le faci. Dacă îți vin doi oameni pe lună, categorică, nu mai justifici nici salariul pe care le iei și îți va închide secția. Sau vor face performanță și cei de la stat, atât de mare încât să ajungă la cei din privat, cu singura condiție, și mă repet aici, că posibilitățile materiale celor de la stat nu sunt aceleași cu celor de la privat. Adică dacă aș avea aceeași aparatură la stat și la privat, fără doar și poate că n-ar mai fi o inegalitate. Păi dar, bun, dar o secundă, avem destul de multe știri în media locală, națională, în care aparatură performantă zace în subsolul spitalelor. Bine, asta ține de managementul spitalelor. Și atunci, dacă mai ești un membru prin Consiliul Județean și tu ești cel care ai în subordine spitale de județul Gorj și nu e nicio măsură în sensul ăsta și nimeni schimbe managerul a doua zi, deci atenție, dacă nu schimbe a doua zi, lasă-l acolo să stea toate aparatele cu milioane investite în ele să le țină prin subsolul spitalului sau pe holuri. Dacă dumneavoastră consideră că asta așa se lucrează sau așa se poate lucra, este foarte bine și frumos și să nu mai auzim pe oameni plângând. Pentru că, vedeți dumneavoastră, exact spuneați acum câteva momente, dumneavoastră, nu se mai prea plânge nimeni. Nu mai este în stradă, nu se mai fac manifestări, nu se mai fac nimic, probabil toată lumea este mulțumită. Și atunci, dacă toată lumea este mulțumită, de ce să mai faceți schimbări? Nu trebuie să mai facem schimbări. Dar așa cum vă spuneam, o concurență între stat și privat, în toate domeniile, să țineți minte, concurența creează, este ca la, nu știu, ca la medicul de familie. Te duci și ți-l alegi. Este ca la avocat. Te duci și ți-l alegi. Care îți convine ție, care crezi că e mai performant. Este ca la pregătirea cu un profesor. Nu ți-l impune nimeni. Te duci și să alegi pe profesorul care crezi tu că poate să îi dea o pregătire superioară copilului tău. Ei bine, așa ar trebui să fie și aici. Vorbesc de acum. Este pregătit să absoarbă această schimbare? Legal, da. Mentalitatea. Aici trebuie umblat. Că dacă, atenție, dacă se vor deconta, vreau să vă dau când un se va ajunge simplu în domeniul privat, adică vreau te duci... Vreau să vă dau un exemplu. Numai o secundă. S-a luat clasa pregătitoare de la grădiniță, au dus-o la școală, când au ajuns copiii acolo la școală, voiau să doarmă. Au ieșit toți ministrii educației în frunte cu prim-ministrii. Vom rezolva, infrastructura este imediat pusă la dispoziția copiilor. Au trecut ani și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic pentru că, încă o dată, așa cum vă spuneam, cei care iau aceste decizii... Și nu ne interesează de copiii noștri, nu ne interesează de viitorul nostru. Noi trăim doar acum să ne fie bine. Ce se întâmplă pe viitor? Bine, în acest context, sigur, mă așteptam ca toate inspectoratele școlare din țară, inspectoratele județene școlare, să strângă semnături de la toți cei care lucrează prin grădiniță și să trimite la Ministerul Învățământului. Bă, uite ce vrem noi. Asta vrem noi, domnule ministru, pentru că noi te-am pus acolo să faci legi în favoarea noastră. Și întotdeauna se dă exemplu, nu trebuie să ne aliniem la normele europene. Ok, aliniază-te la normele europene, aliniază-te cu orice normă europeană vrei tu. Păi ne aliniem, numai da? Ne aliniem la normele europene numai unele ne convine. Unele ne convine, nu ne aliniem. Păi vedeți? Că și legislația, puteam să o copiem în 1990 exact de la francezi sau de la nemți sau de la britanici, o copiam motamo, literam. Făceam doar mici... Păi și cine s-o aplice? Păi se găsea cine s-o aplice, vedeți-vă de treabă. Sigur că da, fiecare politician sau fiecare partid politic care a venit și-a tras jarul pe turta lui, ca păi să folosesc un termen mai de la noi, de la țară. Adică fiecare a privit interesul lui, interesul de grup sau al familiei lui și de aceea a ieșit un talmeș-balmeș. Nu este de mirare că astăzi, la ora actuală, în România există 17.800 de acte normative care legiferează într-un fel sau altul și este imposibil, atenție, și dumneavoastră, doamna Irina, să prezumă că le știți pe toate. Deci nu există român care să beneficieze de faptul, domnule, am încălcat o normă legislativă pentru că nu știu. Se prezumă că orice cetățean român cunoaște tot ce înseamnă legislația din România și asta de 2000 de ani, de pe timpul romanilor. Eu vă spun că nu mai fac față nici calculatoarele la ce noi am legislativ și la ce schimbări legislative apar în fiecare zi. Gândiți-vă că nu mai legeam. Învățământul a fost modificată de 42 de ori pe parcursul timpului și reluând toate celelalte legi și toate celelalte legi speciale, gândiți-vă ce nebunie legislativă s-a creat, că dacă nu lucrezi într-un anumit domeniu, știu eu, să zicem la Silvic, și vrei să te
upgradezi la ceea ce înseamnă legislație în domeniul silvic, trebuie să studiezi vreo jumătate de an, să iei toate legile care au funcționat până la o anumită perioadă, ce ordine de ministru au apărut, ce hotărâri de guvern, ce ordonanțe de urgență sau ce s-a mai schimbat în materie legislativă. E, vedeți dumneavoastră, această nebunie, acest noiam legislativ, și nu vă mai spun, ca să mai fac un adagio, că inclusiv codul civil și codul civil și în codul penal au fost înserate o grămadă de acte normative care erau, sigur, care erau legi speciale, au fost înserate în aceste coduri și au devenit și ele destul de greoaie, ca să zic așa. De altfel, s-au îngreunat și procedurile. Degeaba îmi spune mie orice ministru al justiției care ar veni astăzi că prin modificarea codului de procedură penală sau civilă s-a redus numărul de litigii și timpul acordat pentru fiecare litigiu în instanță, că este o mare gogomăreală. Adică vreau să vă spun că pe codul civil vechi, în 3 luni de zile, cât durează acum până ajunge un proces pe rol, se judeca și fondul, care știai că ai pus cererea și la 2 săptămâni era clar, se judeca și apelul și recursul. Deci cine spune așa ceva face o mare greșeală, motiv pentru care instanțele de judecată care duc lipsă de personal, asta și e o încărcătură de dosare incredibilă. Dumneavoastră ați văzut ce se întâmplă la nivelul guvernului, unde se presupune că sunt cei mai pregătiți oameni. Da, se presupune, ați spus foarte bine. Se presupune, dar nu ei sunt factori. Azi apare o lege, mâine apare alta. Astăzi apare o declarație, mâine apare o altă declarație, poi mâine apare o altă declarație și tot așa. Problema se pune că nu guvernul editează legi. Guvernul dă ordonanțe de urgență. Dar parlamentarii români care sunt. Dar declarațiile politicienilor de acolo se presupune că sunt vizate și supervizate. Se presupune, tocmai asta este, că se presupune. Deci fiecare ministru iese cu o declarație, nu se consultă cu președintele de partid, seara le-a ăla de urechi și dă telefon și spune: bă, ai apărut pe poștă, ai spus o anomalie pe care eu nu vreau să o fac, vine a doua zi și retractează. Și de asta vreau să vă spun că această inconsecvență, atât în materie legislativă, cât și inconsecvența politică, face ca țara românească să nu mai fie atractivă pentru investitorii străini. Ce părere aveți? Se vor mări pensiile și salariile? Nu. Nu. Alocațiile le vor primi copiii? Alocațiile se vor mări pentru că presiunea străzii va fi atât de mare pe guvernanți încât indiferent cine va veni la guvernare, indiferent ce partid politic, după așa zisele alegeri anticipate, va trebui să facă acest lucru. Va fi o presiune uriașă. Cum vedeți dumneavoastră schimbările la nivel local? Apreciați că vor fi schimbări în ceea ce privește politicienii sau nu? La primăria municipiului Târgu Jiu, în primul rând. Nu cred că vor fi schimbări. Nu, cred că alegerile locale vor conferi tot cam același sistem. Deci eu spun că se vor păstra și nici nu vor apărea politicieni noi, poate 2%, pentru că știm foarte bine că de 25 de ani defilăm cu aceiași. Ce credeți? Doar există un troc între PNL PSD la nivel local, așa cum se discută? Nu știu și nu pot să, atenție, eu nu pot să afirm ceea ce nu știu și nu vreau să dau cu presupusul prea mult. Dar la nivel național, cu certitudine că există un troc de asemenea, așa lasă să se înțeleagă, altfel ar fi culmea culmilor să pot să creze altceva. Nu pot să afirm la nivel județean dacă s-a întâmplat aceste lucruri. Vedeți o schimbare în bine în ceea ce privește municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, ne aflăm, nu știu, chiar discutam mai devreme despre CEO. Vin vremuri grele, dar investitori nu avem, turism nu se dezvoltă. Nu știu cum Dumnezeu se întâmplă că de 28 de ani județul Gorj a fost ocolit de tot ce înseamnă investitori. Bine și pe bună dreptate, atâta timp când n-ai infrastructură, e și firesc să n-ai nici investitori. Dar, țineți minte, conducerile politice, e adevărat, PSD de atâția ani, probabil că au contribuit într-un fel sau altul la subdezvoltarea județului. Dar pe de altă parte, noi am făcut, există infrastructură, am dat drumuri, n-au fost bani, se aruncă vina. Doamna Irina, noi avem o centură ocolitoare a Târgul Jiului începută cu 10 ani și ne mai trebuie 10 să o terminăm, cred că, de acum încolo. Păi să vină chinezii la noi. Păi dacă veneau chinezii, probabil o terminau de mult. Și uitați-vă, exact, din nou revin la vecinii noștri sârbi, care au făcut în 9 luni de zile o autostradă de 68,5 km de către consorțiul chinez. Noi n-am vrut să-i luăm pe timpul lui Băsescu când au vrut să facă autostrada Bechtel, că probabil astăzi aveam autostrăzi în toată România. Dar ce este mai trist este că în Oltenia, în toată Oltenia, nu se prefigurează nici în viitorul apropiat măcar o autostradă. Deci dacă toate celelalte regiuni ale țării au trasate, domnule, pe harta, aflată la Ministerul Transporturilor, au trasate la nivel de promisiune construcții de autostrăzi, pentru că numai la nivel de promisiune. Oltenia nu are decât un drum expres de la Craiova la Pitești. În rest, în toată Oltenia nu există nici măcar un proiect de autostradă. Și dumneavoastră spuneați că vă doriți aeroport.
Da, eu mi-aș dori foarte mult un aeroport la Târgu Jiu și vă spun că am prieteni prin toate țările lumii, foarte multe cunoștințe și foarte mulți prieteni, unii dintre ei posesori de avioane chiar din aceștia de 8-10 locuri sau chiar mai mici și care de fiecare dată când mă întreabă de operele sau când mă întreabă dacă vor să vină la mine unde pot să aterizeze și le spun că numai la 110 km, adică pe aeroportul din Craiova, ce nu cred așa ceva. Cum la 110 km? Că ar trebui, numai este țară în Europa asta care să aibă un aeroport mai aproape de 50 de km de marile orașe. Din păcate, de vreo 28 de ani ni s-au tot spus și la alegerile locale aici prin Târgu Jiu, facem aeroport, bacă-l facem la Stănești, bacă-l facem la Preajma, până la urmă cred că facem unul la mine la Bălești, ne mai întâlnim, așa, vedem ca să avem totuși această oportunitate. Oamenii trebuie să știe, doamna Irina, și nu mai este loc de atenție de a ne ascunde după deget și de a nu spune lucrurilor pe nume sau a nu-i spune omului în față. Deci dacă mai mințim în continuare în campanii electorale, lucrurile vor degenera niciodată. Dar se mai pune acea presiune, cum se punea până acum ceva ani, pe cei care lucrează în acest sistem, spuneați noastră de bugetari. Credeți că oamenilor le este frică să ia atitudine? Fără doar și poate. Pentru că dacă ai atitudine, pleacă acasă. Categorică oamenilor le este frică să ia atitudine pentru că factor politic decident și schimbările, mai ales sunt deconcentrate de fiecare dată când vine o nouă putere politică, fără doar și poate că își pune directorii pe care consideră că i-ar putea, care ar putea să, eu vorbesc din punct de vedere teoretic acum, ar putea să ducă la îndeplinirea programului partidului, pentru că uneori pun oameni care nici nu știu programul partidului, adică te pun directorul, tu nu știi pe unde vreau să ajung cu partidul ăsta sau ce mi-am propus. Și atunci sigur că dacă ei și selectezi pe acești oameni care n-au nicio treabă, care n-au condus niciodată un om, care n-au știut să dialogueze, să coboare sau să urce la nivelul unui om, să-l înțeleagă, să-l ajute și să, atunci când are necazuri, să-l sprijine, niciodată nu se va rezolva nimic. Vă spuneam că această centură ocolitoare este mai mult decât jignitor să mai vorbesc despre ea. Sincer vă spun, prea mult se aruncă, nu știu, domnule, că e la Ministerul Transporturilor, că la, nu se poate de 10 ani de zile această centură, în condițiile în care prima ofertantă și cea care a început construcția, să zicem că a dat faliment, s-a dus. Nu se poate să dureze încă 3 ani de zile sau încă 4 ani de zile o licitație. Adică schimbați, domnule, legislația în ce înseamnă achizițiile publice. Care e problema? Italienii, în momentul în care s-au apucat de autostrăzi, la fiecare 200 de metri, dădeau de un sit arheologic. Se oprea autostrada, veneau băieții, săpau pe acolo. Au schimbat legea a doua zi și au spus, opa, dăm de un sit arheologic. Aveți exact 48 de ore să vă luați oasele, cioburile și ce mai fi pe acolo, peste 48 de ore turnă în ciment. Păi nu mai făceau autostrăzi în Italia în viața lor, la câte situri arheologice sunt acolo. În România am dat de peste un gândac acum și nu mai putem să facem autostrada pentru că trebuie să mutăm gândacul și gândacul, atenție, gândacul care nenorocește pădurile de stejar. Este un gândac pe care bunicul meu, când îl găsea în pădure, îi rupea gâtul pe loc. Era nociv, adică distrugea pădurea de stejar. Acum trebuie să luăm feromoni, probabil de tot Uniunea Europeană, și să luăm gândacul din fața autostrăzii ca să nu cumva să-l distrugem. Dar așa facem pe Uniunea Europeană. Atenție, nu pe Uniunea Europeană, pe oamenii care interpretează greșit pozițiile Uniunii Europene. Pentru că... De ce nu vă supărați pe politicienii noștri? Păi pe ei sunt supărați, pe politicienii noștri supărați, nu pe Uniunea Europeană. Să fiți convins că eu vă spun asta cu ghilimele de rigoare. Da, după aia vine ăla și îmi spune că moare vipera de sete și așa mai departe. Și toate aceste lucrări, se va găsi un dement care să vă spună că nu putem să facem autostradă de la Târgu Jiu la Vâlcea, că e gândacul de Colorado, pe undeva pe la dealul mare, sau pe la Săcelu și nu putem că cum dracu să omor gândacul de acolo. Și atunci așa, și atunci nimic, dacă legislația nu va fi modificată și dacă politicianul român nu pune piciorul în prag. Da, dar ajută modificarea legislației pe politicianul român, vă întreb. Păi l-ar ajuta enorm de mult dacă e corect și dacă e cinstit. Că dacă legislația este făcută pentru el sau pentru grupul lui de interese, categorică nu-l ajută. Și aduceți-vă aminte, în 1993, când s-a dat o ordonanță că pentru 48 de ore s-a asistat taxele vamale pentru importurile de țigări. Și în 24 de ore au venit vreo 30 de avioane cu țigări. Adică cine putea să beneficieze de chestia asta? Eu sau dumneavoastră? Că probabil importați și dumneavoastră 20 de trenuri de țigări, dacă știați că beneficiați de ordonanța asta. Și v-am dat un exemplu așa, care s-a perpetuat în timp. Să nu credeți dumneavoastră că
Băieții ăștia șmecheri atât din energie, dar nu numai Așa. Din energie, nu numai din energie, pentru că acum s-au șmecheri cam pe toate domeniile de activitate și pe la fiecare minister există câte o societate, când spun câte o societate, mă refer la câte 100 de societăți, așa, care sunt cuplate ca furtunul de aer la cel care se află pe patul de spital. Adică oamenii ăștia de-a lungul timpului au luat bani din toate pozițiile care s-au aflat, de la toate partidele pe la care au trecut și fără doar și poate că s-au cuplat și au rămas acolo. Pentru că ce se întâmplă? Politicienii se schimbă. Trec de la un partid la altul cu o nonșalanță debordantă. Nici nu mă mai miră, nici nu prea văd niciun politician care să mai aibă așa să fie de 25 de ani în același partid. A trecut mai toți, cam pe unele a fost bine. Și uneori am început să-i și înțeleg. Când nu te mai regăsești într-un partid, e firesc să pleci la un altul. Chiar dacă, eu știu, în subconștientul tău ai o altă viziune politică. Dar se întâmplă și așa. Și am văzut oameni care nu s-au mai regăsit în partidul din care făceau parte, oameni cu valori sau cu o valoare deosebită și a trebuit să ducă la un alt partid pentru că asta era, nu mai era bine primit acolo unde, în partidul în care era. Dar vreau să vă spun, doamna Irina, că vedeți dumneavoastră toate aceste lucruri, toate aceste derapaje care sunt conduse de politicieni și pot fi remediate tot de politicieni, de oamenii care îi temiți acolo. Eu vă întreb pe dumneavoastră, că probabil nici nu știți care e deputatul care răspunde de dumneavoastră în sectorul care, în Târgu Jiu, în localitatea sau în cartierul în care stați. Să vă rog, cred că nu știți. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, l-ați mai văzut în ultimii 4 ani, trecând pe, să vă bată în ușă, doamna Irina, știți care sunt problemele dumneavoastră curente și cu ce aș va putea să vă mai ajut eu? Dumnealui spune că deja are un cabinet, nu mai trebuie să bată la ușă. A, și v-ați dus dumneavoastră probabil la cabinet, a spus problemele și a doua zi v-a rezolvat. Deocamdată nu. Da. Îmi pare rău că și cu cabinetele astea e o mare problemă, adică eu știu, vinerea, sâmbătă și duminică, că am trebuit să fie pe la cabinetele astea, dacă trec o oră să-și bea cafeaua, e lucru mare. Înțelegeți? Și aș vrea ca la sfârșitul mandatului, eu am mai spus chestia asta pe un post de televiziune și o susțin în continuare, vreau ca la sfârșitul mandatului fiecare deputat sau senator de gură să vină în fața televiziunilor reunite, adică toate televiziunile să meargă în viitoarea Casa de Cultură, dacă n-au loc, care o vom face și pe aia, avem promisiuni ferme că o vom face Casa de Cultură și vom și mări spațiul la 700 de locuri, la anul deja e gata. Și aș vrea să vină toți politicienii să spună, uite, în 4 ani eu asta am făcut. Am dat 70 de legi. Am propus 20, dar uite, partidul cu tare s-a opus. Și se poate scoate de pe site-ul Camerei Deputaților cine s-a opus. Am făcut pentru cetățenii care m-au trimis acolo și să se referă strict la cetățenii care l-au votat și l-au trimis acolo următoarele lucruri. 1, 2, 3 până la 20. Dacă n-a făcut nimic, frumos ar fi și din proprie inițiativă, uite, pe jumătate din salariul care l-am primit, mă duc și îl dau înapoi la Parlament. Că n-am făcut nimic, m-am plimbat, am văzut 30 de țări, am fost în 15.000 de delegații pe acolo pe banii statului, măcar atâta lucru. Nu vor face niciodată lucrul ăsta. Nici măcar nu vor apărea în fața electoratului să spună un lucru. Haideți să revenim puțin la trecut și că ne apropiem și de finalul emisiunii. Vedeți o schimbare majoră? Nu, majoră nu văd, încă o dată vă spun. Pentru că nu se întrevede nici măcar din punct de vedere al electoratului care să dorească o schimbare radicală și care să spună, domnule, de mâine, uite, am identificat așa un partid care este foarte corect, care are conducători extraordinari de bine poziționați din punct de vedere... Credeți acum în ceea ce spun ei, că vor construi spitale, vor... Nu există așa, eu nu ne-am crezut niciodată, nu cum să cred acum, dacă n-am crezut niciodată, ar fi culmea culmilor. Păi ați văzut, chinezii în 15 zile au făcut 2 spitale, unul de 1000 de locuri și unul de 1600. Pe noi vorbim de spitale regionale de 10, de 15 ani și nu s-a turnat, nici măcar nu s-a săpat groapa, nu s-a băgat o săpătoare în pământ să înceapă fundația. Dacă era un sit arheologic. Dacă era un sit arheologic sau vreun gândac pe acolo, era problemă, s-ar putea să fi fost. Și atunci despre ce vorbim? Dar încă o dată vă spun, până nu va ajunge în Parlamentul României 51% din senatori și deputați independenți care să gândească prin prisma oamenilor care i-au trimis acolo și prin prisma propriei rațiuni, lucrurile vor merge tot așa, exact cum făcea ăla de la PDL Galați, președintele Camerei Deputaților, care era șeful comisiei la PDL, și ținea un deget în jos ca să știe cum se voteze, că era așa de amețiți, de greșeau dacă nu le arăta cu degetul în sus sau în jos. A fost filmat de atâtea ori. Îmi scap acum cum îl cheamă pe deputatul din Galați. Erau omniprezent pe la postul de televiziune și îl filmau cu ăștia în continuu cu degetul, pentru că ăia, vă dați seama că nu se uitau în viața lor pe ce lege aveau în fața lor, nu le citeau niciodată și trebuia să le spună omul doar cum să voteze. Și cam așa se pune problema pe acolo, doamna Irina și estimații privitori.
Asta pentru că viitorul apropiat dumneavoastră să știți și cum veți vota și pe cine veți vota, pentru că votul dumneavoastră contează enorm. Dar contează să ai și pe cine să votezi, pentru că dacă nu ai pe cine, lucrurile se schimbă radical. Mulțumesc. Dacă pe lista de partid sunt numai neaveniți, categoric, unii dintre ei nu se duc la vot. Mulțumesc frumos, dragi spectatori, ne revedem săptămâna viitoare, pe curând. La revedere!